fiind o metodă care se bazează pe iradiere a țesuturilor, are o doză de risc, dar studiile au demonstrat că doza de iradiere pe care pacienta o receptează în cursul unei mamografii este o doză minimă care nu este detrimentală sănătății ei. Aparatele actuale, tehnicile actuale au ajuns până acolo încât doza de iradiere este din ce în ce mai mică, doar doza necesară pentru o bună vizualizare a țesuturilor. Ca un răspuns foarte scurt, s-a dovedit că doza de iradiere din cursul unei mamografii nu este detrimentală pentru sănătatea cuiva. Sunt două tehnici de examinare complet diferite. Exact cum nu prea putem compara merele cu perele, deoarece numai datorită faptului că sunt fructe, ambele metode contribuie la examinarea sânului într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de foarte multe caracteristici ale formațiunii tumorale ale pacientei. În general, mamografia, așa cum am spus, este o metodă care folosește radiația X, iar ecografia, o metodă de investigare care utilizează ultrasunetele. Cele două metode, ca mesaj important pentru dumneavoastră, se completează și nu se înlocuiesc una pe cealaltă. Fiecare are avantaje și dezavantaje, indicații și contraindicații. Să nu rămânem cu senzația că există o metodă mai bună sau mai proastă, numai una utilă într-o anumită situație sau inutilizabilă conform situației.